Pavel Ireciuc a pregătit ultima dată Rapidul la începutul actualului sezon, însă a fost demis după înfrângerea din prima etapă cu Milsami Orhei. De atunci, patronul Rapidului Victor Ostap a schimbat alți trei antrenori, până a înțeles că are din nou nevoie de serviciile lui Ireciuc. Un antrenor foarte bun, care echipa foarte bine se atârnă față de el. L-am așteptat, de fapt, noi și ne-a părut rău când a plecat la noi. Va face un colectiv bun din nou, va pune meciul, jocul și o să mergem înainte bine. Ну, я тоже рад, что я вернулся. Я рад, что игроки мои рады. Значит, у нас получится очень хорошая плодотворная работа. Как вы думаете, надолго задержитесь? Ну, хотелось бы надолго задержаться. Ireciuc spune că nu are nevoie de întăriri la formație. Подбор игроков тот, который на сегодняшний день у нас есть в команде, он меня полностью устраивает. Rapid se află pe locul 7 în clasament, la 16 puncte în spatele liderului Dacia.